Casele modulare sunt cel mai nou trend european în piața de construcții. Acestea sunt o soluție atât pentru dezvoltatori, cât și pentru cei care își doresc o casă la un buget rezonabil și într-un timp scurt. De curând, acest tip de construcții sunt prezente și în România. Ne-ați invitat în zona de sud a Bucureștiului, în cel mai mare showroom de case modulare. Într-adevăr, este cel mai mare showroom din Europa de Est de locuințe modulare și este doar primul din cele 3 showroom-uri pe care intenționăm să le deschidem în zona Bucureștiului. Dacă vorbim de avantaje, aici trebuie să ne gândim la cel mai mare avantaj pe care îl oferă aceste case modulare. Este vorba de timp. În comparație cu o locuință convențională, o casă convențională pe care putem să o avem, să zicem, în 6 luni, un an, 2 ani, o locuință modulară o putem avea în maxim 2 luni. O lună durează să o producem, să o producem în fabrică, iar în aproximativ 2 săptămâni o putem și monta. Montarea se poate face aproape în orice anotimp, tocmai datorită faptului că întreaga structură a casei este prefabricată. Un alt avantaj considerabil este prețul, care este cu aproximativ 40% mai scăzut față de construcțiile tradiționale. În primul rând, eficientizăm realizarea caselor. Prin producția acestora în fabrică, toate operațiunile sunt mult mai bine controlate din punct de vedere al costurilor. Dar pe lângă aceste costuri pe care le economisim în fabrică, economisim foarte mult și costurile de montaj, costurile de asamblare a casei. Vorbim de asamblare a casei și nu de construcția casei. Este o mare diferență. Ele sunt pretabile pentru orice tip de teren. Pot fi montate pe o structură proprie cu care acestea vin din fabrică sau pot fi de altfel montate pe o fundație, așa cum este cazul unei construcții clasice, permițând astfel edificarea pe orice tip de teren disponibil. Având o greutate redusă, fiind construcții ușoare, automat și fundațiile trebuie să fie proporționate cu aceste greutăți. Vorbim de niște fundații simple, aici avem chiar două variante, putem să mergem pe fundații tip piloni, chiar fundații tip șurub, acum sunt foarte la modă, să zicem așa, pe această parte a construcțiilor, dar și pe fundații clasice, fundație pe o placă de beton de 15, 20, 25 de centimetri. Modul în care sunt construite, materialele folosite, fac aceste case să fie ecologice. În fapt, o casă modulară poate să devină o casă verde mult mai ușor decât una tradițională. Bineînțeles că aceste case, dacă sunt utilizate cu alte sisteme de eficiență energetică, cum ar putea să fie, spre exemplu, pompele de căldură sau sisteme de panouri solare sau panouri fotovoltaice, pot să fie considerate ca fiind construcții verzi sau construcții care îndeplinesc normativele ENZEB. Casele verzi care sunt și certificate presupun nu doar cerințe de înaltă eficiență energetică, ci presupun un întreg ansamblu care pleacă chiar de la conceptul casei. Este vorba despre utilizarea de materiale sustenabile, de materiale care sunt non-toxice atât pentru mediu, dar și pentru om. Este vorba despre o proiectare de la începutul proiectului care trebuie să fie bioclimatică. Față de o casă standard, sunt materiale cu un înalt grad de eficiență energetică, adică beceaul din care este realizată construcția are un coeficient termic foarte bun. Înveloparea, izolația casei este realizată din polistiren grafitat de 10 cm, iar împreună cu tâmplăria tripan dau un coeficient foarte bun termic. Deși nu există o definiție unitară la nivel european, vorbim despre o clădire cu performanță energetică foarte ridicată, care are o reducere substanțială a consumului pentru servicii energetice. În sudul capitalei se află în construcție două dintre primele astfel de ansambluri rezidențiale care sunt certificate ENZEB. Pentru a ne alinia directivelor europene, pentru a oferi clienților noștri o construcție de calitate, ea a fost gândită de la început și proiectată pentru a respecta standardele ENZEB ale Uniunii Europene. Primul proiect dezvoltat de către noi se află situat la intrare în Comuna Vidra, la fix 10 minute de centura capitalei și este compus din 68 de unități locative tip vilă, care sunt case eficiente energetic, case smart, un proiect realizat pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați. Cel de-al doilea proiect dezvoltat de către noi, locuințele sunt tot la fel de tip vilă, smart și eficient energetic, compus din 50 de unități locative, cu două clădiri comerciale și două tipuri de vilă care au fiecare grădină proprie. Pe lângă faptul că au obținut certificarea pentru clădiri verzi, cele două ansambluri mai vin cu o noutate. Fiecare casă va fi dotată și cu tehnologii smart. Un sistem inteligent de control al locuinței de la Google, se numește Google Smart Home, o unitate centrală care controlează, inclusiv de la distanță, absolut toate funcțiile casei.
Piața rezidențială este în continuă creștere, iar ofertele sunt din ce în ce mai diversificate. Acest lucru a dus la apariția unor noi trenduri, iar unul dintre acestea este posibilitatea viitorilor beneficiari de a-și personaliza locuințele încă din faza de construcție. Foarte mulți dezvoltatori vă propun la momentul contractării finisaje deosebite, dar vă lasă posibilitatea să le alegeți. De unde? Din showroom-urile partenere. Bine ați venit în showroom-ul nostru. Într-adevăr, foarte mulți dintre dezvoltatorii care activează în piață în acest moment oferă clienților posibilitatea să-și personalizeze apartamentul. Mai mult, oferta vine la pachet și cu serviciile unui designer de interior. Clienții care vin în acest moment în showroom-urile noastre au la dispoziție peste 10 designeri în acest moment, designeri care sunt specializați pe anumite stiluri, astfel încât să se potrivească pe gustul fiecărui client. Ba mai mult, este gândit ca un one-stop shop. Practic, aici clientul găsește tot ce îi trebuie pentru un apartament nou. Designerul te poate îndruma să îți alegi produsele potrivite, iar aici găsești de la ceramică, parchet, uși de interior, obiecte sanitare, bateriile pentru baie, până la mici accesorii care să fie accentul care să transforme o casă în acasă. Oare vă găsim doar acoperind zona de sud a Bucureștiului? Pentru că showroom-urile noastre sunt dedicate în mare parte dezvoltatorilor și nu neapărat unui client care intră din stradă, sunt dedicate clienților care cumpără apartamente noi în proiecte rezidențiale. Ele sunt cumva amplasate în polii de dezvoltare imobiliară. Avem showroom-uri în sectorul 3, avem showroom-uri în sectorul 4, în zona Popeș-Leordeni și în comuna Berceni, unde în acest moment se dezvoltă foarte multe cartiere de vile, și în curând vom avea un showroom și în sectorul 5. Este foarte adevărat că există acest trend în Europa și de scurt timp a apărut și în România, trendul de a achiziționa sau de a construi case modulare. Acest trend, am putea spune că nu este doar un simplu moft al cumpărătorilor, ci mai mult decât atât, este practic ultima tehnologie în materie de construcții de case. Avantajele sunt destul de numeroase atât pentru clienți, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari. Un alt avantaj al acestor tipuri de case este că pot fi amplasate pe aproape orice tip de teren. Casele modulare sunt gândite în așa fel încât să poată să fie autorizate și ca construcții provizorii, asta însemnând că au nevoie de o autorizație simplificată. Aceste construcții în principiu nu au nevoie de o fundație, ci ar putea să intre la categoria construcțiilor provizorii, un lucru care ar putea să încânte pe mulți dintre cumpărătorii unor astfel de case. Să nu uităm faptul că în ultima perioadă de timp în România durata de obținere a autorizației din păcate a crescut destul de mult, la acest moment fiind necesare inclusiv autorizațiile pentru utilități, însă acest tip de casă poate permite un timp mai scăzut în ceea ce privește autorizarea. Deci aici în acest showroom vor fi 50 de modele de case modulare? Am selectat cele mai frumoase, cele mai interesante modele și versatile. De ce? Pentru că avem modele ce se mulează atât pe partea de turism, se pot amplasa 10-20 de astfel de modele într-un loc și crea un nou camping sau glamping, noul termen de care ne lovim acum pe piață. Vom avea și modele ce se adresează cerinței rezidențiale, modele începând cu 30 de metri până la 100-130 de metri pătrați utili. În cursul anului viitor intenționăm să deschidem încă un showroom în zona de nord, zona DN1, un showroom de 10.000 de metri pătrați, unde vom expune aproximativ 100 de modele. Dacă aici vom avea doar 50 de modele, acolo vom dubla numărul de modele expuse. Iar peste 2 ani intenționăm să deschidem și în zona de vest a capitalei încă un showroom de 10.000 de metri pătrați. Aceste case pot fi proiectate și produse în scopuri foarte diferite și utilizate în foarte multe sectoare și domenii de activitate. În general, casele prefabricate sunt structuri durabile și sigure ce pot fi produse în fabrică într-un timp foarte scurt, case care sunt foarte rezistente la cutremure și pot fi numite și case gata făcute.